Vă citesc câteva mesaje. Liverpool, 1-2 goluri în meci, scrie un telespectator. Mulți oameni s-au păcălit pe City. Văd că am multe mesaje de genul acesta, dar știți că de City am vorbit de nenumărate ori în emisiune și v-am sfătuit să nu vă lăsați păcăliți de această echipă, care atunci când are saci în căruță mai face rezultate ne la locul lor. Liverpool ambele marchează și 3+, ne scrie Mihai Petre. Napoli 5+, Leonidas, iată. Inter marchează 2 goluri. Solist Salzburg, ne scrie și Paul Marcian Bortoș. Și, prieteni, aștept în continuare mesajele dumneavoastră. Ia să vedem. Dorm un gol în ambele reprize. Haideți să vedem acum biletul în cota 2, oferit de colegii mei, care au fost extrem, extrem de inspirați în ultima vreme. Pentru mâine avem două meciuri de fotbal și unul din hockey. La Slavia Praga Inter X2, o cotă de 1.30. Un hockey din Cehia, Vitovice cu Sparta Praga X2 și de asemenea o partidă din Championship, West Bromwich Albion Bristol, peste 1.5 goluri. În total, cota are și 2.03. Discutam cu un telespectator zilele trecute pe Facebook și mă întreba, domnule, la ce casă să-mi fac, să-mi fac cont, că vreau și eu să încep să pariez online. Și îi spuneam, zic, domnule, încearcă una din casele astea mari, Unibet, Sportingbet, și mi-a dat astăzi mesaj că el, fiind pasionat de handbal, deja a început să parieze la Sportingbet și a și câștigat astăzi la live, ceea ce e cât se poate de bine. Mergem mai departe, haideți să vedem restul pontului colegilor mei pentru mâine.